Bine v-am găsit, dragii mei, la cea de-a 17-a ediție acestui eveniment anual extrem de important pentru toți vrâncenii, dar mai cu seamă pentru dumneavoastră, cei care locuiți în aceste frumoase veleaguri la Negrinești. Negrineștiul, datorită boteitului oilor, este o localitate bine cunoscută în întreaga țară și, bineînțeles, pentru toate meșteșugurile pe care din acest obicei le cunoaștem și le știm, pentru că atât creșterea animalelor, cât tot ceea ce se întâmplă aici în aceste veleaguri sunt cunoscute în întreaga Vrancie și în întreaga Românie. Datorită personalităților care s-au născut pe aceste meleaguri și care au dus numele Negrineștiului peste tot în România. Vreau să salut prezența alături de primarul dumneavoastră, domnul Ion Văsuian, a domnului deputat Nicușor Halici, care, ca de fiecare dată, a fost alături de Negrineșteni. Bun venit la această sărbătoare tradițională, în această zi de sărbătoare în care, cu siguranță, nu putem să trecem mai departe fără a spune la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena. La mulți ani tuturor! Boteitul oilor e un eveniment important, spuneam, pentru că el reprezintă tradiția de sute de ani a acestor locuri. Plecarea oilor la munte este o sărbătoare pentru toată lumea și, așa cum spunea țăranul autodidact din Năruja, Simeon Hârnea, cel care pentru prima oară a reușit să strângă toate legendele Vrancei sub acest titlu generic, Comoara Vrancei, într-un volum publicat prima dată în fascicule, boteitul oilor pornește de la ideea de a face această transhumanță în niște condiții speciale, deosebite, așa cum se făcea acum mai bine de 500 de ani. De aceea și aici, în sărbătoarea tradițională a negrineștenilor, începe cu tocmeala. Acel obicei în care proprietarii de animale, împreună cu ciobanii, stabileau cam ce cantitate de brânză, câtă lână, câtă urdă avea să le aducă după ce se întorceau cu oile din munte. Și bineînțeles, pentru că noi am fost întotdeauna supuși bunului nostru Dumnezeu, am crezut în Dumnezeu și doar cu ajutorul Lui am realizat tot ceea ce am realizat. Înainte de a pleca în munte, turma a fost întotdeauna slujită, a fost în așa fel încât preoții au rugat pe bunul Dumnezeu și roagă și astăzi pe bunul Dumnezeu ca în timpul șederii la munte oile să fie păzite de toate cele rele, de intemperii, de vicisitudine naturii și, bineînțeles, de hoți și de fiarele păduri. Sperăm ca și în acest an oile să plece la munte și să vină de acolo cu roadă bogată, ciobanii să fie și ei mulțumiți și să se întoarcă sănătoși, iar noi, cei trăitori pe aceste meleaguri, să avem posibilitatea să sărbătorim acest eveniment în fiecare an, să ne bucurăm de moștenirea din bătrân și să o ducem mai departe prin cei mai tineri, prin cei care își aduc și își vor aduce mereu aminte de ceea ce se întâmplă frumos pe aceste meleaguri. Eu îl felicit pe domnul primar Văsuian, pentru că a realizat foarte multe lucruri pentru această comunitate și în mod special pentru faptul că păstrează cu sfințenii împreună cu întreaga comunitate acest obicei minunat, boteitul oilor. Zic să procedem la tocmeală, să vedem cum se întâmpla acest lucru încă din vremurile îndepărtate, iar după aceea, bineînțeles, vom merge la Căminul Cultural, acolo unde Primăria, Consiliul Local au pregătit surprize artistice, folclorice, superbe pentru această minunată zi și pentru sărbătoriții zilei. Vizionare plăcută! Lușică! Hai la noi! Ești urt!
Și mai fac, băi băieți, băi. Toată iarna nu te-am mai văzut, băi. Ar închid, ești. Alea de porticul să rămână. Băi, știi de ce-am venit, nu? Băi, băieți, a fost o iarnă cam grea acum, cred că ai oile rele, băi. Trebuie să dăm brânză mai puțină. Trebuie să dăm brânză mai puțină, că sunt oile rele. Băi, mai dau ochelii, două acolo, dar mai și mor. Mai și mor, dar trebuie să îi dau, trebuie să îi dau ca să aibă grijă de ele, ca să aibă grijă de ele. Băi, acum n-ai și rei. Nu au mai venit la mine șansa, au mai discutat și cu altceva, dar pot să zicem, dar îi dat mai mult, ăla le luați, nu-i mai pot așa. Băi, de 7 kg, așa le-ai cam răli și copii. Să vedeam pot, ăsta și mai dă. Dar am răcut, le-ai luat, lasă nici să nu-i anunță. Băi, jumate lor, că ce fac, băi? N-are câmp bun, are niște măgari răpănoși. Băi, chiar dacă e răpănoși măgari în ei. Dar băi, care-i dați mai mult alea lui? Eu, fără, nu-i nicio supărare. Da, 1 kg și 1 de ore. Cu 1 kg mai mult. Îmi dați că are 2 kg și 2 de ore. Eu așa zic. Și cașul. Uite, și nevasta zice, cașul la duce acasă, numai mă duc după mă. Da, cu măgare, mă, care zice că sunt răpănoși. La ăsta mi-a lipsit cu 2 ore. Băi, anul trecut mi-a lipsit 2 ore. A lipsit 2, dar am dat cheile. Numai 2 chei, băi, băieți, mă, 2 chei, partale, mai multe. Nu, fără astea, aveți grijă să aveți și o bani buni, să aveți. Mă, eu uite, acum am găsit o mânătoare. Eu te am doi, mă, eu te am doi. Eu te vei. Eu te nasa. Eu și mânătoare am ca lumea, băi. Ești, mă, dar ești doi, mă. Ești, mă, eu contra doi. Voi tăriți și care dați mai mult, ălea le luați. Ia atent aici. Eu atâta e. Vorba multă e sărășea omul. Îți dau 7,5. 1 kg de urdă. 2 kg de urdă, dacă nu l-ai dat anul trecut, dacă dai 2 kg. Băi, cam multe, cu coană, mă, tale. Mă, tale, vrei multe, vrei, dar cam mult caș. Nu vrei să-l iei, dar mă, am multe. Noi cumprim, am dat 1 kg. Și da, mă, tu, mă, îți vezi brânz, eu și fac. Da, îi faci. Sare de mai mult, alea, Lia, nu știu. Pe ce multe te duci, mă, tale? În Mordana, mă, acolo și-o venit ani de zile. Noi la Păișaua. La Păișaua. În Talmaș. Da, lui să-i ducem la Păișaua. Suntem păi cu mine în Talmaș. Fii atent aici. Hai, mai omule, cum zici? Vorba multe zile. Care 2 kg, 2 de caș, faci-mi treaba. Băi, fii atent aici. Nu dau partare multe, ai oi bune? Oi foarte bune. Îți renumim, domnule. Dar nu v-ați schimbat, sunt doi ăla. Fii atent aici. Îți dau 7,5, dacă vrei, dacă nu. 2 kg de urmă, deci rămâne. Și mă lai, îmi dai? 2 kg de urmă. Ia-i tot tu, mă, că rămâne așa, nu? Rămâne așa. Sta, bă, și că băsiți-o ței mai mult la stână? Ma, dar nu ți-i supără. Băi, bă, ales să nu te-au la urmă. Nu puteți să ne băsiți, dar. Fii mântile mai mult, timpul partea asta. Anul ăsta, nu puteți să ne băsiți, dar. Băi, bășițe, n-am un cojo bun în colibă, de nu ți-o fric deloc. Bun, atunci așa, vreți să nu ți-i supărați? Nu. Treaba s-a făcut, acum să cinstim un bar. Bă, asta, ce-o face? Hai să o face, dacă zici mă tare. Aveați o parte de aceea. Dacă zici mă tare, faci. Da, mă, ide. Nu mă stână fără căi. Băi, aveți și cum... Băi, acum, băi, ăștia... Dar tu ai văzut stână fără căi. Da, apropiază-vă și servi cu tupa, te duci așa, că faci o treabă. Așa e la sânga la treabă, da? Da. Dar am mai avut cu el, voi și da, bă, am da. Anul trecut a fost bolea. Doamne ajută! Vă rog, băi, să trebuie să trăiască pe banii și vă doare să ne mulțumim, așa-i treaba. Să trăiți, vă țineți de cuvânt? Sănătate! Sănătate! Să rămânuți-ne! Gura, deșezi din gură.
iarbă, faci toți în mare gramă. E la gospodar în sarmă, e poftos vor primi tare, nu te duce o sărată, ca așa. Mulme dragă, vrăcea mea, mă, nu știu mai fiu de bani, ca la negrile la noi, mă, ciobani mulți cu multe noi, mă, din elona lui mai, mă, se printre ele urcă sus la păișele, sus la păișau așa se acolo iarba mai grasă și la păișau analtă la stâna la copa tată și la păișaua șase, acolo iarba mai grasă. Și la păișaua înaltă, la stână, la copa tată. Băi, mătușică! Așa, băi! Băi! Yeah.
Doamne, miluiește! Spune, Doamne, Dumnezeu, Domnul Cerului, peste toată cultura Tine, rugăm cu milință, cerem pe Vrai Binecuvântat. Trăim în Sfântului Patriarhului, Iacob, asemenea, Binecuvântea și animalele robilor Tăi, Mărțesele, 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 de văzducul neprielne, toată boala mulitoare, apărele păstiși tăi inge, de bătează la ei toată boala. Toată prăjitoriei, care vin din lucrarea diabolească, a ta este învărăția, puterea și slava. Tatălui, Cea, Fiului, Cea, Sfântului, Duh, acum și pururea lui. Amin. Binecuvântează, Doamne, urma aceasta și o izbărește pe dânsa de toată răutatea. De răbârea vrăjmașului, ce-o vând de văzut și de cuplita moartă, pe boală molipsitoare, toată lucrarea diabolească. Înmulțește-le numele Tatălui, care îți propide cu aceasta apăsită, răzut și numele Tatălui, Hai, 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 hai